Bun și salutare tuturor, numele meu este Azlo și bine v-am regăsit aici lume la un nou episod din seria noastră de Cry of Fear de pe acest canal. Ne-am întors aici exact unde am rămas episodul anterior, pe care dacă nu l-ați văzut, practic am reparat metrou, am plecat cu metrou și am crezut că ajungem și noi undeva, dar dar bate vântul ăsta, îmi bate crivățul în urechi. Am vrut să plecăm cu metrou și am mers puțin, dar după aia am căzut în râpă, din păcate, și acum suntem căzuți în râpă. Ne-am pierdut rucsacelul cu toate chestiile, cu pistoalele, cu armamentul nostru, cu telefonul, mă, ne-am pierdut absolut tot ce era sub numele nostru. Și misiunea noastră actuală este să ieșim de aici și să ne recuperăm ghiozdanul. Deci, probabil în sus va trebui să ne urcăm. O să trebuiască să... Bine, mi-am cam reamintit care era ideea jocului, pentru că am fost plecat în vacanța de Paște și m-am și întors în timp... Bine, stai că e cutscene. Oh, cădem! Foarte forță. După aici... Da, băieți, am fost plecat de Paști și... What? E invers. Da, și-am avut episoade preînregistrate, deci ce ați văzut până acum a fost preînregistrat și acum trebuie să mă reconectez și eu cu Cry of Fear-ul ăsta. De aici... Care este procedura de aici? Mă, când cade cade metrou până... ajung eu sus. Și aparent sunt inapt în a sări. Mie, de fapt, parcă din ce mi-amintesc nu te ajută atât de mult să sari cu crouch-ul, dar... Uite că nu mai putem să facem jump-ul. Că nu mai am stamina. Well, jocul răbdării. Da, o să cadă metrou până reușim noi să urcăm aici din el. Bineînțeles, și stamina se regenerează la o viteză... Îmi sună și alarma. Vai de capul meu. Și iar nu mai avem stamina. Dar cumva am făcut jump-ul. Nu, dau cu capul în tot. Pare că am găsit ieșirea, boys. Ok, hai că ne-am mișcat puțin mai repede a doua oară. Ok, se pare că a trebuit să ne mișcăm puțin mai repede și am reușit să ieșim. Avem aici o seringă ca fiind singurul nostru item, dar din păcate nu avem o armă, nu avem și noi ceva. Va trebui să ne găsim bag-ul, find your way out of the forest. Păi dea-mă și bag-ul meu. Gen, itemele mele pe unde ar fi? Da, și aparent am ajuns într-o pădure superb, de la apartamente chioambe la o pădure în care nu știu cât de mult vedeți voi, dar eu nu văd absolut nimic. Dar I should probably grab one of those lanterns. Branch. Ok, deci se pare că avem un branch care va fi arma noastră și o lanternă. Să vedem dacă putem să le dăm dual. Putem să le dăm dual wield. Mai avem aici încă un branch, dar nu mai avem loc în inventar. Și mergem prin pădure. Bineînțeles că e noapte, nu putea să fie așa, nu e niciodată în zi în Cry of Fear, mereu e noapte. Ok, și haide să ne plimbăm prin pădure, să vedem ce am putea găsi. Nu știu în ce direcție ar trebui să mă duc. Aici e o ușă. Vai de mine. Și aparent ușa era o din asta de a ne duce în altă parte a pădurii. Vedem aici niște lumină. Okay, presupun că ar trebui să urmărim astea. Să așa pregătit să-mi dea... la fiecare poți să dai pick-up. E destul de tare asta. Alt zid din asta. Găsim și noi o ușă? Nu găsim, dar vedem o lanternă mai în depărtare. Aici la un lac. Ok, ne-am urcat pe aici pe sus. Și cred că ăsta era secretul, să stau să urmăresc fiecare lanternă să văd unde duce. Ok, și așa pare că am intrat în altă zonă, am trecut de gard. Și avem aici o ușă nouă. E o ușă nouă sau m-am întors ca fraierul la început? S-a terminat muzica, ceea ce nu-mi place. Nu pare că ne-am întors la început. Ok, pe la ușa asta trebuia și avem aici un din ăsta de salvat. Deci, bineînțeles, unde avem un din ăsta de salvat înseamnă că
urmează să dăm de greu, dar noi suntem aici pregătiți cu... Cine a respirat? Cine e în pădure? Nu știu de ce sună, de parcă e la un milimetru de mine. Pentru că e! Oh, shit, ok, deci avem de fugit de un veric din ăla. Trebuie să ne... Bine, în fapt putem să ne folosim asta, că oricum decât să o dropăm. Deci trebuie să luăm chestia aia de pe jos. Mai dăm un save când avem seringa gata. Și trebuie să luăm dornobul acela și să-l punem undeva. Nu o să mai merg să-mi folosesc toată stamina. Ok, dar unde era chestia aia, gen? Aici. Mi se pare că ăla a fost doar așa, un sound effect ăsta, încă nu a apărut încă. Am o frate. Și gen doar când... Parcă era o săgeată pe chestia aia. Uai, de cât acolo se spawnează, mă, și el! L-am băgat, boys! L-am băgat. Am înțeles. Și nu-mi dai un... De la salvezi și eu aici. Nu? Ok, se pare că nu. Deci am intrat în această căsuță din pădure. Foarte frumoasă, ce să vă spun. Și ceva îmi spune că asta o să fie ușor bântuită. E încă un branch. Tot miorle atâta. What? A fost doar un sound effect. M-am grăbit să salvez, ați văzut acolo. Cineva se chinuie. Vai, 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 are sabie. Ba nu, are cuțit. Hai că am uitat să mă bat în jocul ăsta. Și se pare că aici avem un gemuleț să ieșim din nou în... Bă, dar nu e în același loc, mă, ce naiba? Nu, 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 practic am ieșit din... prin cealaltă parte. Mai e aici încă o clădire din asta... ușor abandonată. Hai, mă, dă-te naibii. Încerc și eu, bă, băie, să mă prind cum dau cu... drop me. If I had anything sharp, I should cut this rope. Și pe ăla scrie drop me. Deci ar fi un hint că ar trebui să-l dropăm. Deci ar trebui să căutăm undeva niște fraiere. Hai că mi-am intrat un pic în combat. N-o fi lăsat cineva așa la momentul perfect o pereche de foarfeci aici, mă. Am găsit jumătate de foarfec. Not enough to cut the rope with, I could use another part. Ok, deci aici se află o parte din foarfece. Bă, chică, dacă te chinui foarte mult, cred că reușești să tai și cu jumătate de foarfec. Dar bine, nu asta e intenția jocului. Așa că ar trebui să ne mai plimbăm pe aici să vedem unde am putea găsi cealaltă parte de foarfec. Ok, deci mai e o casă. Care aparent e cu chiom din ăștia. Deci, ia. Am găsit o tehnică, mă? Dacă te învârți așa încerc în jurul la ăștia, poți să-i eviți? Ok. Seringă. Să dropăm ăsta. Din ce am văzut, mai e un bug în care dacă dropezi o foarfecă s-a dus. Deci o să avem grijă să nu mai dropăm și mai bine dropăm arma, de exemplu, până ne luăm asta înapoi. Ia să vedem dual wield cu astea două. Și... în logica lucrurilor aici ar fi cealaltă parte de foarfecă. E bine că ăștia de multe ori au sound efecturile lor.
Mă! Mă, fraiere! Te miști foarte chiomb! Oficial cele mai chiombe enemy-uri, dar și noi tot dăm cu... asta de lemn în ei, nu prea se descurcă. Ok, deci avem aici cealaltă parte a foarfecei. Mergem și dăm un combine și avem foarfece, boys. Ce s-ar putea întâmpla dacă îl dropăm? Wow, a căzut peste cutia care a dat reveal la ușă și după cum puteți vedea era așa o cutie goală. Deci nu înțeleg de ce n-am mutat cutia, dar din nou o să rămânem true la cum se face pe Cry of Fear. Avem aici un din ăsta să salvăm, deci dăm și noi save, putem să salvăm pe prima chestie. Și avem în felul următor. Ai grijă la pomi. Sunt ca mulți pomi, nu știu ce să zic. Bă. Watch out for the trees. Încerc și eu pe cât posibil să am grijă la copaci. Dar v-am zis, în momentul în care sunt atât de mulți, devine mai complicat. Mamă. Chiombo. La asta se referea. Ha, mă, frate. Ia, ne lasă să intrăm. Ha, ha. Am râs, frate. Și nu putem să trecem de spânzurat asta? Nu. Păi și... Atunci pe unde, frate? Ok, se pare că pe aici, pe ușa din stânga. Oh. Ce prankster e jocul azi. Și avem aici o... Pivnit! O pivniță, bă, băieți! O pivniță și mi s-a distorsionat vederea, ceea ce nu știu de ce îmi dă așa un feeling că ar trebui să mă grăbesc. Și în primul rând că ar trebui să mă grăbesc și în al doilea rând că n-ar trebui să mă uit în spate. Așa că nu o să ne uităm în spate. Bine, am mai avut eu o teorie că e tot doar în capul nostru ce văd... Așa cu efectul ăsta de nausea sau cum naiba să-l numesc. Ha? Coboară, frate, din nou. E, nu! Nu în cap! Sau nu, sau pur și simplu nu era ideea să în cap. Ha? Că ar trebui să trec de astea. Bă, băieți, nu știu ce pivniță am găsit, dar nu cred că era... Cea mai bună idee să mă bag în ea, dar uite că am făcut-o și pe asta. Da, mă, cred că te omoară astea și ideea era să nu intri în ele. Sau nevermind, că e fundătură. Da, păi, cu ce intrăm? Ha? Ce naiba e cu toate ușile astea de se deschid, se închid? Nu știu, nu este foarte clar, bă. M-a sfârșit de viu ușa. Ok, deci se pare că... Fac ceva astea. Bă, băieți, nu-mi place mie să recunosc că nu sunt cel mai bun gamer, dar am mai murit de câteva ori până am reușit să termin puzzle-ul acesta. Sau, mă rog, puzzle, provocare, nici nu știu cum să-l descriu. Am mai murit de câteva ori. Dar până la urmă i-am prins farmecul și aparent ne-a mai dat acolo și un monstruleț dubios. Și ieșim din pivniță. Ce să vezi? Înapoi în pădure. Wow. Se pare că acum plouă. Și mai vedem și noi câtuși de puțin lumina cerului, deci măcar atât. Avem aici într-o parte nimic. Mamă, ești nebun, lumină pe Cry of Fear, chit că e un fulger. Tot e așa insane să vezi. Din păcate tot nu avem rucsacul. Nu știu dacă ni-l mai recuperăm vreodată. Nu știu dacă trebuia să mi-l recuperez de undeva, dar nu cred. Doctorul. Boys, am dat de domnul doctor. Care, dacă ați observat în episoadele anterioare, are un rol destul de important în povestea asta. Nu știu exact ce e aici, dar mă gândeam că poate găsim și noi ceva. Da, mă, băieți, deci doctorul are ceva de zis.
și ne-a făcut el ceva sau vrea să ne facă ceva sau nu știu, dar se pare că am intrat într-un fel de curte aici, la care avem o singură ușă. Haideți să vedem unde intrăm. Wow, la recepție. Pare a fi un fel de spital, I guess. Unde poate doctorul ăsta că-și face operațiile. It's locked from the other side. Open the gate blocking the staircase. Needs electricity? Mă întrebi sau îmi spui? Open the gate blocking the staircase. Mă, nu știu care e gate-ul despre care se vorbește, dar văd că putem să ne tot plimbăm pe aici, dar nu știu dacă găsim ceva, nu știu, parcă prea multe uși au mers din prima. Am ajuns, cred că, la ceva de ăsta de electricitate. Cred că am ajuns bine, cred că m-am dus așa random și am... Boss, bă, cu lanternă, boss! Da, putem să dăm doar cu el cu lanterna. Da. Dar e măcar mai puternic asta. Ok, avem niște chestiuni aici. Ok, am pornit curentul, bă, băieți, nu știu exact cum l-am pornit. Și am mai văzut că am fost noi la un moment dat în camera albă, de era așa de ales mașină și, nu știu ce, era un puzzle și m-am uitat puțin pe net și că e așa destul de complicat puzzle-ul ăla, dar pur și simplu l-am ghicit. Am pus random cum trebuie. În fine, am pornit aici curentul și încă ținem o lanternă care nu știu cât de utilă e, având în vedere că tocmai am băgat lumină în clădire, dar... lasă că mergea doar acolo. Ok, deci locate the door... Aici tu un chiom cu sabia. Ce dă bulangiu cu sabia, mă, ești nebun? Ok. Fire doors are still shut. Dar astea sunt deschise. Și am ajuns la bowling aici. Ca băieți, un bowling. Am găsit un Glock magazine, dar tot n-avem rucsacul. Ceva este ciudat despre doctorul Purnell. Deci îl cheamă Purnell și ne-am dat și noi seama că e ceva ciudat despre el. Ok, deci am găsit și un pistol. Cred că nu mai avem nevoie de lanternă, că avem și noi pistol ca tot omul. Dăm și noi dual wield. Dar nu... ne-am găsit încărcător de... Ne-am găsit încărcător de pistol din ăla Glock, cum aveam noi. Și o seringă, dar n-am loc, mă, n-am, din păcate, cum să iau seringa, decât să facem vechea schemă și să o luăm, să o folosim și aia e. De asta mi-e frică să nu trebuiască să-mi fi luat rucsacul de undeva și pur și simplu să rămân așa fără el, dar nu cred că e... Nu cred că mi-ar face joc una ca asta. Să pun aici la dușuri. Niște reguli în... Suedeză, cine aibă asta? Norvegian, de asta cu cartea care mi se pare că te face să nebunești. Te rog, mori până nebunesc. Dar sunt eu chiom sau nu-i dăm damage? Ba da, l-am omorât până la urmă. Nu mai știu exact ce-ți făceau ăștia, pentru că nu l-am lăsat pe niciunul să ajungă atât de departe încât să vedem ce se întâmplă dacă n-ai... Dacă te face unul să nebunești complet. Mă, la biliar nu prea avem ce să facem. Aici un mic vent, dar nu cred că putem să intrăm prin el. Mai era parcă o ușă vis-a-vis de asta. Ok. Lasă că e bine că ăștia au Glock. Dă-l naibii de celălalt pistol, luăm Glock-ul, mă. Gata, mă, ne-am întors, boys, acasă cu Glock-ul. What? Nu pot să... Ok, bine de știut. Aparent nu poți să dai aim on sight în momentul în care este, că mai avea și asta un Glock magazine. Nu poți să ții, să te uiți în pistol când dai lanterna, ceea ce n-are sens, pentru că pur și simplu te uiți în el. Na, multe chestii care sfidează logica în Cry of Fear. Puuu, pușcă! Cred că o să ne aruncăm asta, tree branch-ul, că nu știu cât o să ne ajute. Skewer. Hai că pot să iau seringa.
Ok, și sunt niște uși aici. Nu știu exact cu seringa cum să facem. Cred că o să facem cum am făcut până acum și chiar dacă avem doar puțin damage, ne-o dăm aici. Aia este. Poate că ar fi mai bine să ținem shotgun-ul, dar nu vedem cu el. Așa că o să ținem pistolul. Dar sunt închise ușile, așa că ne-am grăbit degeaba. Mamă, și ce trăznește afară. Ok. Un din asta de ne face să nebunim. Și avem aici un d-asta cu loc din asta. Deci se pare că trebuie să găsim ceva note sau să mai facem altceva până aflăm numărul din numărul cu care se deschide. Picked up a Glock magazine, lasă că e bine. I have a feeling that someone is behind the door. Salut, salut, ca băieții, domnul doctor. Come over here so we can talk. Corect. L-am luat deja. Păi și... Better go get that gun from him. He said it's in the bowling alley. Păi și nu e... Nu e ăsta? Bă, ce-ați făcut mai aici? Păi din bowling alley vin și de acolo am luat o armă. Domnul doctor, sunteți cam chiom, n-am să vă mint. Ok, ne întoarcem în bowling alley atunci. Deci m-am zis eu că m-am interesat puțin aici, cred că... Păi dă-te naibii, mă, ce ești? Aici se face practic a doua alegere. Dacă nu mă înșel, avem de ales dintre a-i da sau nu pistolul și se fac două ending-uri în funcție de ce alegem. Și să vă spun sincer, așa, am zis că primul ending o să vreau să-l fac așa, pur și simplu, ce cred, o să fac ce cred. Și eu nu i-aș da pistolul, nu mai știu care e ending-ul bun, care e ending-ul rău, dar nu i-aș da pistolul. Deci am fugit de monstruețul acela și... Nu vreau să-i dăm pistolul la doctor. Vezi așa că fac acum cel mai prost ending, dar o să vedem. Asta nu e bowling alley-ul. Și ăsta e. Păi da, boss, eu am luat pistolul. Mamă, nu-mi spune că am glitchit jocul pentru că... Pentru că am luat pistolul înainte să... Vorbesc cu doctorul. Dar nu cred, mă, că e chiar atât de chiom jocul ăsta. Bine, la ce buguri am avut până acum, aș avea încredere. O să încercăm o tehnică. O să dropăm pistolul și o să-l luăm ca și cum l-am luat de aici. Ah, ba, stați că mai e... Mai era celălalt pistol. Dar naiba știe unde l-am lăsat și pe ăla. Să nu fie ăla cel la care se referă. E aici. Ok, să ne lăsăm shotgun-ul și ne luăm ăsta. Mă, s-ar putea să fie ăsta. Hai să vedem dacă ăsta e pistolul pe care îl vrea domnul doctor. Ia. Unde sunteți, domnule doctor? Am uitat că nu pot să fug pe scări, că îmi rup picioarele. Mai urcăm un etaj. Ba nu, stai că aici e keypad-ul. Mai coborâm un etaj. Unde erați, domnul doctor? A, aici.
Ha, și mi-a dat cheia tot, totuși. A, dar m-am pușcat. Deci avea pistola, el era o vrăjeală. Și din nou fugim după medic, am înțeles. Din păcate avem inventory full. Avem cheia. Op, i-am dat drop. Eu unlock the gate, dar o să vreau să mergem să ne luăm și shotgun-ul, pentru că... pentru că e util de avut la noi. Din păcate, mă, tot n-avem bag-ul ăla. Eu deja cred că îmi pierd speranța și nu cred că o să mai avem bag vreodată. L-am purtat cât am putut, dar gata, s-a dus... s-au dus timpurile. Dar na, o să ne ținem și shotgun-ul la noi, pentru că, bă, e util de avut, ce să vă zic. Și să vedem dacă găsim ceva legat de chipedul acela, pentru că eu bănuiesc că acolo e... mai urcăm una. Locul în care ar trebui să fim. Ia. Deblocăm gate-ul. Și de cealaltă parte a lui avem în camera asta nimic. În camera asta un find a phone number. O cheie care probabil e cheia de la asta. Păi și ce, doctorul a blocat cheia și a lăsat Steph Q aici? Sau e pentru ăsta? Use mouse to look around. Ok, deci avem aici un telescop, dar nu știu ce... ar trebui să vedem cu el. Deci e orientat pur și simplu către... bloc. Și ce naiba vedem în bloc? Deci trebuie să găsim un phone number. Ok. Deci asta e camera de staff și practic pe asta am deblocat-o cu staff Q, care e tot pe etajul ăla, dar ceva mai în spate. Și... salut! Ne-a închis în baie, mă. Ce ne simțiți? Salut? Salut! Îmi deschis și mie, frate. M-ai încuiat în baie ca să-mi bați la ușa acum. E o femeie. O fi aia, prietena noastră, de... a murit săraca. Și pe aia noi am fugit de sentimente. Oh. Oh! Jumătate de număr de telefon, ce naiba e ăsta? Left broken plate. Something is engraved but broken away. Ok. Păi și... nu putem să ne dăm seama... nu putem să ne dăm seama ce scrie pe el. Salut! Ok, o să mai reîncărcăm acum încă o dată, pentru că am văzut că devine foarte periculos să mergi cu pistolul cu puține gloanțe, că noi nici nu mai avem acum armă de mili la noi și nu prea merge. Alt chiomb. Dar din ferici... a, m-am crezut că e plate-ul, dar nu e. Ok, se pare că putem să ieșim pe afară acum. Și... pot? Ia, hai că am putut. Păi ce căutăm afară? Am ieșit... a, putem să intrăm în... altă cameră de jos. You unlock the latch. Ok, nu. Camera asta pur și simplu ne scoate... la intrarea principală, dar stai că mai era o ușă acolo. Ia să vedem unde duce cealaltă ușă. Nicăieri. Ok, păi și... în continuare nu... cum să vă zic eu? O, nu e mare lucru urma să zic, dar uite... fițiar, 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 fițiar! Fițiar creatura, mă, el mă omoară pe mine. Ba, picior, mă, dau load! Bă, chiar așa am ajuns, mă, să-mi iau damage atât de mult de la un din asta. Dacă tot avem un save file cu 3 secunde înainte, eu îmi permit, bă, băie, să dau un... să dau un mic cheese aici la joculeț. Ia, să luăm cu puțin mai multă grijă acum. Dau extrem de mult damage ăștia. Ia, equip.
Mai dăm încă un reload. Nu-mi place că nu prea mai am gloanțe și nu mi-a mai dat zombalăi din aia care... Ia. Combinăm cu asta, luăm flashlight-ul și... 5, 1, 1... 7, 3... 9, 7, 9... Nu știu ce să vă zic, dar mie îmi sună număr de telefon. O să iau pe aici, nu, ok, o să trebuiască să o luăm prin zona inițială. Bă, vezi, mie îmi pare a fi un număr de telefon acesta, așa că o să mergem cu... Nu, asta, asta. O să mergem cu asta direct la domnul doctor acolo, la... pe zonă. Ok, haideți că sunt chiom, sunt extrem de chiom. Tocmai mi-am dat seama că am salvat peste salvarea de dinainte de decizie, dar din fericire mai avem asta în Deep Forest, care e puțin mai în spate, dar... Well, asta e decizia noastră, asta e salvarea noastră înainte de decizie, deci va trebui să ne descurcăm cu ea, aia e. Bine că încă avem una. Deci hai să mergem aici și să vedem dacă merge numărul ăsta de telefon și să vedem cine răspunde. Tiram, mă, frate. 511-739-79. 511-739-79. E 5 1 1 7 3 9 7 9. Salut. Wow. E hazliu rău de tot, domnul doctor. Ha? Cât? 8719? Cât? Cine ești, boss? Cine ești, frate? Nu știu cine e, dar 8719... Hai să bag asta aici. 8719 sună a fi codul de la chestia aia. Go to the attic to see if the doctor is there. Deja știi că asta o să fac, frate. Era 8719. Asta îmi place la jocul ăsta, că sunt randomized codurile. Deci save 1 acum să nu-i dăm override, că pe ăsta avem chestia de ending, deci save 1 și 4 la alea să avem grijă. Cât era, mă? 8719. Good morning, domnule doctor, sunteți aici? Oh, cam chiom podul. Seringă, pistol. Dar domnule doctor, ce înseamnă asta, domnule doctor? Mamă, aveam un shotgun la un moment dat, dar naiba știe unde l-am lăsat și pe ăla. Well, e târziu. Domnule doctor! Ce nervi am. Domnul doctor este următorul boss fight. Domnule doctor, nu știu pe ce 1v1, pe ce se vă credeți aici, dar... Să știți că eu am avut experiență pe acest joc. Nu se vede. Nu se vede. Păi ești nebun, ce a jucat domnul doctor CS 1v1? Mă, a, da, bine, și eu dau pic ca un chiomb. Domnule doctor! Uai, mai spawnează... Spawnează alte chestii, mă, domnul doctor. Ok, haideți că am descoperit aici o mică tehnică, care nu e absolut nicio tehnică, e pur și simplu să stai puțin mai mult în așa expus, pentru că doctorul e un pic mai chiomb și să nu încerci să-l joci ca un 1v1 pe CS, pentru că așa am făcut-o prima oară și am pierdut destul de rău de tot. Deci pur și simplu stăm după el, așteptăm să se ridice și ei tragem acolo în căpățână, în unde apucăm. Deci am văzut, dacă îi dai headshot-uri, mult mai mult damage îi dă și vedeți că deja e aproape mort. Un hit, două mai trebuie la domnul doctor și l-am nenorocit. Și tot vin din ăștia. Mamă, cap de pungă! Sunt chiom, mamă! Ah, e o seringă magică aici. Ok, m-a lăsat cap de pungă ăsta în 2 HP. Asta e un pic nașpa cu pistolul, că dacă te muți îți pierzi absolut tot aim-ul. Mai avem două încărcătoare și ăsta aparent n-a dropat pistol. Domnule doctor... Ok, se pare că reîncarcă domnul doctor, dar nu o să mergem pe el, că știți ce se întâmplă când... Dacă mai e one shot, știți ce se întâmplă când te duci pe domnul doctor.
Dar am reușit să-l omorăm. Cred. Simon, the pills by itself won't make you feel better. You have to do something more than that. I recommend that you try a new modern treatment called cognitive therapy. What's that? Doctorul a fost psihiatrul meu? Ce am pățit? L-a rezolvat pe domnul doctor. Ok, deci din ce cred eu sunt amintiri chestiile alea. Deci domnul doctor a jucat ceva rol în viața noastră. I don't know. Boys, ați văzut acolo. Cam ăsta a fost capitolul 6 din Cry of Fear. Avem cheia din spate și un mic revolveraș. Dar nu... Nu avem gloanțe, așa că din păcate o să lăsăm. Pistolul domnului doctor. 5 revolver rounds. Eu nu știu dacă să-l iau sau nu. Știți cât de trustworthy e pistolul. Mă, o să-l iau la modul că mă gândesc că o să mai îmi dea niște revolver rounduri pe drum. Și dacă nu, avem checkpoint la care să ne întoarcem. Deci, boys, ăsta a fost capitolul. Sper că v-a plăcut. Ce am înțeles din el, practic, ne-am ocupat de domnul doctor. Stai, deci save-ul 1 e important, 40, 51, 57, mai dăm, hai că salvăm și noi pe save-ul 2. Deci ne rămâne să scăpăm din mental hospital-ul ăsta. Cam ăsta a fost clipul, oameni buni, sper că v-a plăcut, a fost destul de interesant. N-a fost un episod foarte rău, dar n-a fost nici episodul meu preferat. Spre final a devenit din ce în ce mai bun de când am ieșit din pădure și am început să facem chestii mai șmechere. Oricum, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Dacă vreți să rămâneți la curent cu ce urmează, noi să postăm pe canal, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Azlo și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!